Deși în anul 2015 a stat în comă timp de 3 săptămâni, artistul a reușit să revină la viață printr-un miracol medical. După recuperare, acesta a împărtășit publicului o lecție valoroasă despre viață și moarte. Este o experiență atât de importantă, încât n-aș putea să o rezum într-o singură frază. Pot să vă spun însă că în niciun caz nu trebuie să vă fie frică de moarte și că undeva, acolo, dacă ai făcut bine, vei fi primit bine, spunea artistul. Recuperarea sa a fost urmată de momente importante pe plan personal și profesional. Tot în 2015, Gabriel Cotabiță s-a căsătorit cu Alina Munteanu, găsindu-și alinarea în dragoste. Mai târziu, a revenit în fața publicului la Gala Ciapiau, eveniment desfășurat la Sala Palatului, unde colegi de breaslă i-au dedicat cântece din repertoriul său. Apariția sa pe scenă a fost întâmpinată cu aplauze prelungite și emoție din partea spectatorilor. Iubirea e mai bună decât orice altceva. Numai iubirea m-a adus înapoi, iubirea voastră și a tuturor acelora care mă înconjoară. Înainte de repetiții am recunoscut că mi-era greu. Acum, însă, orice s-ar întâmpla, pe scenă toate problemele au dispărut. Nu am simțit cele 3 luni, au trecut foarte repede, îmi pare rău, dar nu ați scăpat de mine, glumea artistul în stilul său caracteristic. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.